plus 625, minus 515, plus 679, minus 125, minus 512. 152. Este! Am reușit! Ce frumos, Cicu! Nu mai lua asta! Te rog frumos, m-am fi stricat! Nu! E crăpat! Ce să fac? Ce să... Eu n-am văzut nimic, n-am făcut nimic. Eu ce fac lecțiile. Așa. O, bravo, faci lecțiile noastre, bă? Bravo! Să văd cine m-a sunat. Ce e asta? E stricat ecranul telefonului! Fiddler, cine a făcut asta? Jasmina! Asta nu e eu! Eu făceam aici lecțiile la Soroban, asta... Cum că era aici? Melissa, eu am văzut, i-am luat în telefonul tău. Eu ce făceam lecții, nu am văzut nimic. Nu l-am stricat. Melissa, de ce e stricat ecranul telefonului? Asta nu e eu! Cum asta nu e eu? Tu permanent spui că asta nu e eu! Deci, fugă la masardă, faci lecții pentru că ești pedepsită. Repede! Jasmina, și tu la fel. Fugă în camera ta, fă lecțiile, toate lecțiile, și tu ești pedepsită pentru că nu ai avut grijă de surioara ta mai mică. Ok. Ce să fac eu acum? Lecțiile. O să știți că ține asta carte. Tu cine ești? Ce faci în camera mea? Cum ai intrat? Cine ți-a dat voie? Eu? Cine sunt eu? Eu sunt minciuna, așa nume tu. M-ai invitat în ospeție când ai aplicat la ajutorul meu. Eu sunt salvatoarea ta. Sper să petrecem un timp minunat împreună. Știi ce? Chiar îmi place la tine aici. E curat, e călduț, e frumos. Ai o priveliște fantastică de la geam. Sper să petrec cât mai mult timp aici. Da. În schimb, eu nu sunt prea bucuroasă de oaspeți. Dar nu am încotro, așa că rămân. Jasmina, știi ce? Mie mi-este poftă de ceva gustos. Adu-mi ceva bun să mănânc. Aha, încă ce mai vrei? Eu ce sunt sluga ta? Dacă nu mi-aduci ceva bunișor, atunci îți spun lui tăticu ce tu ai făcut. Nu trebuie să zici lui tăticu. Eu deja mă duc. Ți-a duc? Ceva bunișor, repejor. Bine. Ce-mi place mie aici. Poftim ceva dulce, mănâncă și sătul. Și nu mai încurca. Tăticu a zis să fac lecțiile, așa că trebuie să citesc. Foarte gustoasă. Dar parcă lipsește ceva. Jasmina, adu-mi un suc. Știi ce? Tu m-ai săturat. Nu ți aduc nimic. Dacă nu mi-aduci suc, atunci tu știi ce voi face. Bine, îți aduc suc. Ți-am adus suc. Ce s-a întâmplat cu tine, minciună? Nimic, nu s-a. Eu mănânc. Cresc mare. Ai adus sucul, mulțumesc. Ok.
Nu, 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 nu! Ei! Jos! Ce? Aici e patul meu, vezi că n-am loc. Asta e patul meu, eu aici adic ce ador. Adică... Nu, nu, nu! Jos! Poți să dormi jos, uite ce mare e podeaua. Ce gustos cum! Bun! Ursul ăsta nu-mi place cum stă! Este ursul meu! Da, e tău și fac ce vreau cu el! Nu! Ce o să-mi faci tu mie, a? Nu o să-mi faci nimica, că eu tu știi! Tu știi ce ai făcut și eu pot să-ți spun totul lui tăticum! Apropo, nu știți mie, eu vreau să citesc. Ce e asta? Asta e cartea mea. Ce carte e aceasta? Să văd ce ai aici prin dulapuri. Nu! Dulapul meu! Ce ordine este aici? Dar mie nu place ordinea. Nu! 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 Hainele mele! Nu! 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 Asta e hainele. Nu mă încurca! Acum eu sunt stăpân aici! Hai ce frumos arată! Ce să mai fac? Ai ridicat cartea? Eu trebuie să stea jos! Nu! Pune-l în loc! Pune-l în loc! Nu! Astfel, tati! Nu! Acolo în colț! Nu mă încurca! Treci în colț și nu mă încurca! Bradul acesta nu-mi place cum stă! Nu! Pam, pam, pam! Așa, ce să mai facem eu aici? Cât de tare îmi place să fiu stăpână! Apropo, ce bine e! Ce să-mi fac? Totul e din cauza mea! Ajunge! Minciună! Pleacă din camera mea! Pleacă din casa mea! Păi tu m-ai chemat, fetiță! Eu te-am chemat? Eu o să te alung! Cum? Tăticu! Tăticu! Vino în camera mea! O să-ți spui adevărul? Nu te cred! Ba da, o să spun! Jasmina, ce se întâmplă? Unde mă tragi? Ce e aceasta? Aceasta e minciună și îmi face viața grea! Tăticu, eu mă spart telefonul, este vina mea! Iată-mă, te rog! Iar minciuna a mâncat toate dulciurile, a băut tot sucul, a făcut dizordine în cameră, nu-mi dă voie să fac temele. Îmi face viața grea. Eu nu mai vreau să fiu prietena ei, eu nu mai vreau să o am în viața mea. Ajută-mă, te rog frumos, să scap de ea. Minciuna? În casa noastră? Nu. Nu e loc de minciună. În casa noastră. Ce vrei să faci? Urăsc minciuna! Aoleu! Îmi place doar adevărul! Aoleu! Nu! 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 Să nu te mai văd în casa noastră! Nu! 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 Dispar! Nu! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Dragă tati, niciodată să nu apelezi la minciună ca la un mijloc de salvare, pentru că vei atrage la tine multe probleme. Era atât de simplu dacă recunoșteai din start. Și ce puteam să-ți fac eu? Desigur că te iertam. Scuze, tati, am învățat lecția. Minciuna niciodată nu o să mai facă parte din viața mea. Dar voi, prieteni, ați apelat vreodată la minciună? Dacă da, ați recunoscut-o? Nu? Atunci mergeți, Făguța, și alungați minciuna din viața voastră. Cu drag, Jasmina. Hai să facem o ordine. Hai.